message de la Slonimès. Pas de date de sortie encore pour le fils de Saul. We don't know when this film is being released in France yet. Salutare și bine v-am regăsit la Transilvania Culturală. Suntem Laura Goarnă și Vasile Hoda Fernezan și vorbim astăzi cu unul dintre cei mai mediatizați actori din ultima vreme. Este vorba de Catchcase, supranumit Levente Molnar. Bine ai venit la Transilvania Culturală. Te întorci de la Cannes. Mulțumesc, vă salut și eu și salut și telespectatorii noștri. Știu că te-ai exasperat presa în ultima vreme, dar eu mulțumesc că ai acceptat și invitația noastră. Nu am zis așa ceva. E treaba aia, când se fac căpșunele în hal meu, trebuie culese. Exact, asta și mulțumesc pentru toată atenția asta, o să treacă. Sigur că trece, toată minunea ține. Tu chiar ai spus că a fost o minună ce s-a întâmplat la Cannes. Povestește-ne un pic cum a ajuns minunea asta să se întâmple. Minunea asta în viața mea a ajuns într-un mod absolut clasic cum se întâmplă, cum trebuie să se întâmple și doresc tuturor actorilor să li se întâmple, pentru că a fost un telefon cu o prezentare, cine ce dorește. La capătul celălalt al liniei era doamna Zobe Jinskieva, director de casting pentru proiect. Mi-a povestit două vorbe despre acest proiect al domnului Laszlo Nemes. Mi-a cerut niște poze. Am trimis, după care, har domnului, că trimitem, actorii trimitem poze. Trebuie să fii proactiv, când ți se cere, trimiți, da? Fără șansa reușitei, da? Trebuie să trimiți și atunci. Și iată, a venit un răspuns. Mi s-a cerut o mică prezentare video, am trimis-o și pe aia. Și după care, iarăși, tic-tac, 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 după care, deci, iată, a revenit cu o informație cum că se dorește o întâlnire cu mine, cu regizorul Laszlo Nemes, cu DOP-ul Erdei Matias, și am avut onoarea să am această întâlnire în Budapesta cu acești oameni și cu Geza Rörig și cu Eva Zobenzinski și am petrecut o zi cu muncă, la finalul căreia m-a onorat cu această invitație. Dar toate astea se întâmplau anul trecut, cândva ianuarie, februarie, ceva de genul. Și trebuie să menționez aici, că și e confirmată informația și de doamna Zoba Jinskieva, un prieten cu care m-am întâlnit acum 12 ani și de atunci nu prea țineam legătura, Krosnaur Căibolaj, a atras atenția Evei asupra mea. Așa s-a întâmplat asta. Și consider o chestie norocoasă chiar. Deci, mulțumesc frumos sorții lui Dumnezeu, stelelor, norilor. Așa s-a întâmplat. Cum a fost pentru tine să lucrezi la acest proiect? Asta iară trebuie un pic despărțită, pentru că are o perioadă de preproducție. Fiecare proiect de genul, da? Și o pregătire intelectuală. În cazul meu, mă iertați, nu sunt unul din cei mai deștepți oameni de pe mapamont, dar am un neuron, un sfert de neuron care mai funcționează și îmi place să mă folosesc de ea, da? Adică citit, privit, documentat, întrebat, întâlnit cu oameni, pregătirea. Asta a fost pe partea asta. După care a urmat după această întâlnire de la Budapesta, ne-am înțeles că da și mi s-a cerut, de altfel tuturor actorilor implicați în acest proiect, mi s-a cerut să scăpăm de câteva kilograme. Așa că am revenit acasă și cu cățelul meu, Jumbo, de care mi-i dor și o salut pe mama care are grijă de ea, acolo în județul nostru, am alergat în făget până mi-a venit acru în gură, dar cu tare mare drag că aveam un țel, un motiv, da, mi-am schimbat total meniu, adică sub supraveghere, da? Au avut de mine, har domnului, grijă oameni. Am eliminat carbohidrați, carne și am rămas un vegetarian din ăsta foarte grav atunci pe moment, pentru că până în 3 luni de zile am scăpat de 23,5 kg. A continuat în timpul filmărilor, nu mai vreau să văd în viața vieții mele tofu. Și la final de filmări 25 de kg. Dar asta îți spun, deci asta chiar n-a fost un efort. Asta chiar nu ține de pregătire, pentru că m-ai întrebat de pregătire. Pe lângă asta, concret pentru rol, am avut un language coach, un om care ne făcea training, îmi făcea educație de limbă yiddish, da? Care nu era așa de dificilă treaba, pentru că s-au chinuit cu mine oameni vreo 8 ani minim ca să mă învețe germană, da? Și nu zic că am un bloc
blocaj psihic cu germana, dar o vorbesc, o înțeleg, nu practic destul. Și yiddish-ul are foarte seamănă multe asemănări cu treaba asta, dar de ce au fost importante toate aceste înregistrări, convorbiri lungi pe Skype și, mă scuzați, între timp sună telefonul și îmi cer iertare, câteodată trebuie să răspund pentru că suntem în plin festival TIFF, așa că iartă-mă, Marius, te resun. deci s-au folosit dialectele limbii, adică e un pestrit superb actor de pe tot mapamondu, cu focus pe Europa de Est, polonezi, slovaci, maghiari, români, izraelieni, din Statele Unite. Mandy Khan, trebuie să-i spun numele pentru că a făcut o treabă superbă, s-a ocupat de noi pe felia asta, limba yiddish, fiecare având o limbă de vorbit, o limbă yiddish dintr-o anumită zonă, da? Și a fost un dialect, da, da, aproape. Și au fost și momente hazli din asta, pentru că fiecare având un yiddish un pic modificat. Stăteam și pe aceeași chestie, ziceam altfel fiecare. Și ziceam, mă, nu că tu așa, tu așa, nu că tu așa, tu așa. Și venea Mandy și zice, mă, stați un pic, iar ați uitat că ale voastre dialecte diferă un pic, așa că... Și ne punea la punct. Și... Nu, asta a fost, iarăși, pregătirea asta. Și au fost și repetiții înainte de filmări, am avut și șansa asta. Nu multe, puține repetiții, dar să avem, mai ales că ne-am adunat de prin toată lumea. Asta, așa au fost repetițiile. Subiectul filmului este unul foarte delicat. Povestește-ne puțin despre el. Este unul foarte trist. Nu, foarte trist și despre rolul tău. Ok. Subiectul filmului este unul foarte trist, tragic și care nu este discutat îndestulător. Mi se pare, am fost întrebat acum cu această mică atenție, da? Pentru care iarăși vă mulțumesc. Că oare nu e deja, n-a trecut prea mult timp să mai discutăm despre... Nu, domnule, nu a trecut și încă ceva, nu am avut șansa unui debate, vorba lui Eminescu, da? În care să ne confruntăm. Așa e. Un picuț așa, cum se poate ca în spațiul ăsta nostru, și acum vorbesc la Corcarpato Danubiano Pontic, unde au dispărut oamenii ăștia dintr-un pestriț din ăsta de... Și vorbesc acum de exemplu concret de Ardeal, da? Mă, a dispărut o nație așa și n-a reacționat niciunul dintre celelalte nații. Ni se face milă, vai, săraci, vai, au plecat, vai, nu s-a discutat, ci filmul acesta, dacă are ceva de făcut, și vorbim de film, da, de un produs artistic, și acum separăm filmul de subiectul filmului, da? Și eu vorbesc de subiectul filmului la momentul de față. Sper să continue o discuție începută, ori să iște niște discuții noi, oricum să adauge ceva la această discuție, sper eu, care există deja. Cum s-au desfășurat filmările pentru acest film și în ce decor? Înainte să răspund, sper că a fost clar, da, că este vorba despre un film despre întâmplări din Auschwitz, Iad, să-l numim, da? Și în iadul acesta este vorba despre un grup de oameni care erau însărcinați, obligați, forțați ca să facă această fabrică a morții funcțională. Se chema acest grup de aceste grupuri se chemau Sonderkommando. Erau în marea lor majoritate evrei și erau obligați, forțați, puși să, la propriu, la concret, da? Să ardă, să curețe, să mintă, să și când zic să mintă, atunci zic, de exemplu, momentul intrării în antecamera camerei de gazare, când știm cu toții, se zicea, ba că-i duș, ba că-i nu știu ce, ba că-i nu știu ce, da? Și acești oameni, închipuiți-vă la ce erau acești oameni expuși, da? Forțați, prizonieri și ei ca ceilalți, da? Care aveau un ciclu de exterminare un pic mai lung, da? Deci despre asta e vorba în film și este vorba despre o apropiere, despre o privire absolut personală, un unghi de vedere
absolut personal, vezi epicentrul iadului din punctul de vedere al unui singur caracter, personaj, Saul, jucat. Și nu pun eu acum cum, că e doar, aș putea numai cuvinte de laudă să folosesc. Da, și cam, haide, nu să haide, haideți să vedem filmul, îmi doresc să vedem filmul împreună. Acum să zic magistral, da? Haideți să vedem filmul, da? Pentru că eu sunt absolut subiectiv. Jucat foarte bine de Geza Rörig, da? Ăsta e despre filmul. Despre ce am avut de adăugat la întrebarea despre ce este acest film. Despre asta este acest film. Cum au fost filmările? Filmările s-au petrecut, au avut loc în Budapesta, într-un decor construit, realizat de domnul Roy Claslu, da? Din păcate n-a trebuit foarte mare imaginație. Și înțelegeți-mă așa cum spun, da? Pentru că mai există și până în ziua de azi și chiar cred și propun, nu e departe, mergeți până acolo, da? Până la Auschwitz, merită acea experiență trăită. Am avut, acum, ce cuvânt să folosesc? Am avut oportunitatea să mă duc până acolo, dar n-am înnebunit complet în cap, da? Prima dată am fost acolo acum mai mult de 10 ani și ce am trăit eu acolo sentimental, nefăcând parte din această nație, da? Nefiind evreu, dar iar chestia cu națiile mi se pare că e nu e un merit, e un dat, da? Așa că și m-a lovit foarte tare. M-a rovit atunci, acum și subiectul, să mă interesează, am și eu un mic hobby, o istoria și în cadrul larg și local și toate astea mă interesează. Filmările, deci, au avut loc în Budapesta, pe malul Dunării, mai mult de o lună. Rolul tău? Rolul meu, Abraham Warshawski. Acest grup, acest Sonderkommando, despre care este vorba în acest film și despre Geza Rörig, care joacă rolul principal fiind unul dintre Sonderkommandiști. Rolul meu, fiecare căutăm și căutăm, nu că nu vorbesc destul de bine română, vorbesc română destul de bine, caut să-mi exprim exact gândurile pe care să-mi exprim gândurile cât mai punctual și corect posibil, da? Pentru că în acest iad despre care este vorba în acest film, da? În această gară finală morbidă, acești oameni care, ca să poată să trăiască acele experiențe nenorocite care erau forțați să le trăiască, cumva au trebuit să se șteargă pe creier, să funcționezi tu acolo. Sunt actor, da, îmi imaginez lucruri și nu e așa, domnilor. Doar dați-i o secundă să vă gândiți ce au trebuit să trăiască ăștia acolo. Deci, fiecare caută căi în această disperare, dar e o disperare care e o disperare albă, da? În care să, ba unul încearcă printr-o metodă să facă niște poze, să transmiți mesaj, ba altul, vorbim de fapte și de chestii documentate istorice, da? Ba unul încearcă să lase semne, să ascundă în pământ acolo documente, ba caracterul jucat de mine, acest Abraham Warshawski, este un om care în pofida împrejurărilor încearcă să facă un grup să coaguleze ca să încerce să facă o revoltă fără șansa reușitei, fiind conștient de asta, pentru că n-ai cum, dar măcar să încetinească șirul evenimentelor, da? Măcar să poate și prin asta să dea de știre despre ceea ce se întâmplă. Ei, ăsta este Abraham Warshawski jucat de mine.
fiind prietenul lui Shaul, fiind interesat direct, pentru că Shaul la un moment dat are drumul lui, da? Descopere printre cadavre, crede el sau chiar descopere, trebuie să vedem filmul, printre cadavre corpul unui copil și își ia zborul acest personaj și urmărim povestea lui și tentativele mele de, printre altele, da, în toată înșiruirea asta de evenimente, de a-l readuce, de a-l, da, cam în jurul acestei idei, acestor idei se întâmplă acest film. Filmul a venit cu foarte multe premii de la Cannes. Uite, cum capul, te-ai simțit tu acolo și cum a fost atmosfera? Fără față modestie, da? Pentru că și nici prea mare față să am, da? Pentru că, nu, pe bune, încerc să rămân normal, pentru că dacă te gândești ce mi s-a întâmplat, vorba, pălitura asta de o sândă, înțelegi? Asta nu e de până Ardeal. Nu e de până Ardeal, știi? În primul rând, E împlinirea unui vis pe care nici măcar nu l-am visat și sunt absolut sincer când vă spun asta. Înțelegeți? Nu, că se întâmplă. Mulțumesc lui Dumnezeu că se întâmplă, da? Cum a fost? E ca mai, când ești la reanimare și te tot pun pe aparate și tot te uiți și revii și tot te uiți. Uite, odată m-am uitat și eu pe partea aceea cu de parcă ai fi pe stația spațială pentru câteva zile, știi? Deci e chiar, nu știu dacă cineva poate să zică că Cannes-ul e a lui, știi? Pentru că e un eveniment de vârf, de top al unei industrii, e un eveniment care este așa, se schimbă ordinea din când în când, dar primul, al doilea, cel mai urmărit eveniment de pe mapa mond. Și e un praf din ăsta în de stele în ochi, în plex, înțelegi? Care poate să-ți fură imaginea. Nu-mi doresc asta. Am reușit. Ce am reușit? Am reușit să mă simt bine, da? Și cred că e foarte important. Nu mi-o tremurit, nădragi, într-un hal din ăla să vă fac de groază, să mă fac de groază, da? Deci, bravo. Și cam ăsta e maximumul posibil ce am reușit eu să... Să fac și cam asta și trebuia. Am mai avut un mic proiect de suflet că am zis, bucuria asta e așa de mare. Nu, nici nu trebuie și nici nu vreau să o car eu singur, da? Vreau și îmi dați șansa asta să împărtășesc această. Luați, dragilor, că am, călău, vreau să vreau. Și mă, nu-i de fală, da? Că nu-s nici mai bun, nici mai rău actor prin asta. Înțelegeți-mă frumos, da? M-a pălit un noroc mare. Vreau să putem să ne bucurăm împreună de asta, da? Mâine îi se întâmplă altul, frate meu. Ne bucurăm pentru tine, înțelegi? Și asta îmi doresc. Și sper să fi reușit, da? Și mulțumesc pentru ajutor. Foarte fain, îmi place cum gestionezi celebritatea. Au venit oferte după Cannes. Vasile, știi ce-i frumos? Uimește-o. Că, eu nu m-am dus acolo cu așteptări, nici măcar nu știam unde mă duc. Da? M-am uitat, da? M-am documentat. Că de la ceva de rău trebuie să ți se facă frică când mergi într-un loc din ăsta. Și la Cannes ai pregătit numai pentru film. Da, foarte recunosc. Bine. Recunosc că m-am pregătit. Și mi-am făcut temele de casă exact ca să... Dacă mă apucă norocul ăsta să reușesc să mă simt bine, atunci să n-am de ce să-mi fie rușine, că mă, cu ghiozdanul, cu tema făcută, cu din astea, da? Deci un pic m-am să... Pentru asta m-am și documentat un pic, pentru asta m-am și uitat un pic, mă, cum bâță eu pe covorul ăla roșu, oare cum, altul cum a făcut, cum a reușit, înțelegi? Da, o reușit eu, oare? Am reușit, înțelegi? Și, dar nu m-am dus cu așteptări. Și cred că ăsta e mă consider norocos, înțelegi? Că, nu trebuie să se întâmple nimic, mă. Dar ce vrei să poate se mai întâmple? Poate de asta e și mai mare bucuria, că nu te-ai sper, dus cu așteptări. Nu știu, dar eu nu sunt cel mai deștept din țara asta. Ai mai da? Spus asta. Știu și eu consider, poate că tu ești, Vasile, da, mi ajută, înțelegi? Sau, scuze, poate că tu, înțelegi? Mă, dar cumva...
Înțelegeți-mă, frumos. Nu trebuie să se întâmple nimica. Că am avut întâlniri. Da, măi, omule, am avut niște întâlniri cu niște oameni cu care nu am crezut că le voia, că am voia avea șansa acestor întâlniri. Dar sună straniu asta. Înțelegi că și-aia sunt oameni. Înțelegi? Deci, a trebuit cumva să ajungem mai... Clujul e plin acum la tiful ăsta, iarăși de oameni de genul, de, care stai două minute cu ei și descoperi că nietălai spate la norocul. Și asta e om. Înțelegi? No, tot așa, înțelegi? Deci, da, au fost întâlniri, da, promisiuni, da, proiecte, da, cum să nu. Dar până când nu se întâmplă, tot un nor rămâne, eh? Înțelegi? Lasă așa, sănătoși să fim acum la TIF, să ne iasă toate alea, să vină lumea la filme, că bine, facem cu drag ce facem, da, să vină mănășturi, că de nebun umblam să urlu cu megafonul, nu s-a schimbat absolut nimic, numai că acum se ocupă și anul trecut, că erau filmările și anul ăsta, Vasile Cojucaru, Țili, șef de locație, mereți, dragilor, la film sus să mănășturi, că e fain. Da, vreme faină, scuze, unde zilele alea? Doamne, fer să vină ploaia. Nu mai e vreme frigul. De tif anul ăsta. Nu știu ce s-a întâmplat. Mulțumim frumos, da. Din astea. Să merg, dacă n-aș fi avut șansa să lucrez aici, că prietenii mei ăștia din TIF cu care lucrăm, înțelegi? Ori vrut să mă omenească, să-mi zică, că aici, că dragule, nită la te iubim, ia ca ești guest anul ăsta și fă bine și simte. Și am zis, bă, oameni buni, da. Voi vreți să... Deci am nevo- din ritm, mă, dacă... Nu, din ritm. Mă, nu, mă, stai un pic, I need reality check, da? Deci, bă, oameni, dacă nu vin și vă hecuiesc, da? Vin și vând bilete false. Deci, mie îmi trebuie lucru, mă. Trebuie să... Ca să... Keep it real, vorba lui Eminescu. Uite câte citate de Eminescu dăm aici. Cu aceste gânduri optimiste încheiem și noi emisiunea. Mulțumim foarte mult, felicitări, mulțumim suntem mult mândru de tine. Mulțumesc, sper mă onorează. Sper să te întorci și cu alte canuri și după aceea și cu Oscaruri, deși canul mie mi se pare mai interesant. Tocmai ce ți-am zis că e bine, unde, ce mai vrei să visăm? Să visăm, dar să visăm împreună, dacă e să se întâmple, se întâmplă. Dacă se nu, mulțam lui Dumnezeu să ne salutăm pe stradă. Doamne ajută. Mulțumesc. Doamne ajută. Mulțumim frumos pentru participarea în emisiune. Aceasta a fost Transilvania Culturală de astăzi. La revedere.